La data de 19 octombrie 2022, polițiștii Gărzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, împreună cu un procuror din cadrul DICOT, Serviciul Teritorial Suceava, au efectuat 7 percheziții domiciliare în municipiul Suceava și localitățile limitrofe, la persoane bănuite de trafic de droguri de risc și mare risc, trafic de droguri de risc în formă continuată, efectuarea fără drept de operațiuni cu produse, știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive și deținere de droguri de risc în vederea consumului propriu fără drept. Din cercetări a reieșit că începând cu luna iunie 2022, mai mulți tineri din municipiul Suceava ar fi desfășurat activități ilicite din sfera traficului de droguri și comercializării de substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive, comercializând atât droguri de mare risc, droguri de risc, cât și noi substanțe psihoactive. Astfel, una dintre persoanele cercetate ar fi comandat la data de 19 mai 2022, de pe un site de profil mai multe produse din sfera traficului ilicit de droguri, semințe de plante de cannabis, îngrășăminte, cu ajutorul cărora ar fi înființat o cultură de cannabis de tip indoor într-o garsonieră din municipiul Suceava. Ulterior ar fi comercializat cannabis consumatorilor din municipiul Suceava, dar și din localitățile limitrofe, fiind identificate mai multe persoane care ar fi cumpărat cannabis de la acesta. Suportul de specialitate a fost asigurată de Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română. La activități au participat și luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale Suceava, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava și jandarmii Inspectoratului de Jandarm Județean Suceava. Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii întregii activități infracționale, identificării și tragerii la răspundere penală a tuturor participanților.